Ce faci, mai aici? Nu vezi, muncesc. Da, dar ce faci? Ce fac? Păi zacuscă. Dar ce-s cu borcanele alea din fața ușii? Păi sunt pentru zacuscă. Bă, dar sunt 4 paleți de borcane, cum să fii pentru zacuscă? Păi da, că am zis că anul ăsta fac mai multe, măcar vreo 400 de chile. Dar ce faci, mă, cu atâta? Ce facem? Bucăm! În câți ani? Ei, în câți ani? Lasă-mă că prinde bine, că tot timpul se întâmplă ca pe ultima 100 de metri să mai avem zacuscă. Nu-i ultima 100 de metri, e ultima 100 de borcari și nu rămânim cu ele, ne forțăm să terminăm, pentru că tot timpul spui, dar ce am făcut data mâncare degeaba? Hai, ia și mănâncă. Lasă-mă că niciodată nu se știe. Niciodată nu se știe când faci toxi infecție alimentară de la ta zacuscă. Hai mă, lasă-mă, faci că eu vreau să mă apuc să toc vinetele tot, mă. Deocamdată te-ai apucat de tocat nervii și banii noștri. Dar ce facem aici? Concurs de cine hrănești mai multe sate cu zacusca pe care am făcut-o? A, și apropo de concurs, să știi că și eu vreau să mă duc la anul, la concursul Gogoșarul de Aur. Ăla nu-i concurs de gătit, ăla e concurs de chiloți. Nu jurizează Scărlătescu, jurizează Botezatul. Așa și? De ce să nu mă duc la concurs? Da, mă, bineînțeles. Oricine știe să facă două ochiuri și niște cartofi, gata, merge la concurs că el știe să gătească. Dar ce te-a apucat, mă, femeie, de vrei să faci așa de multă? Lasă-mă că-i bine cum fac. Dacă vine o foamete sau nu știu ce război, să supraviețuim cumva, că sincer, eu nu am încredere în conservele astea de la magazin. Păi și unde pui, mă, atâtea borcane? Ei, unde pui? Ne facem beci! Da, să știi că am chemat excavatorul ca să sapi, dar să facă și pereții mai groși, știi? Că în caz de... Mă, pe tine te-a apucat paranoia de toamnă, așa-i? Tu cum simți miros de legume, cum faci tonii de mâncare? Că așa vrei să facem, să ne băgăm zacuscă în venă, să facem perfuzii de zacuscă, eh? Lasă-mă că e mai bine ca la tine, că anul trecut, dacă ți-amintești, ai simțit-o alea că tu miros de struguri și imediat ai făcut atâta vin cât făceai perfuzii cu must. Măcar asta e hrănitoare. Mă, dar suntem 2, nu 100. E ven. Și ca să încapă mai mult, am luat borcane din astea, știi? Sunt numai buni. Alea nu-s borcane, alea-s porcane. Deja ne porcăim cu ele. Vezi că poți să bași un porc acolo să-l îndești. Vorbești porcării. Că dacă uite, vrei suc de zacuscă, ai aici robinet și... Mă, eu cred că tu vrei să încurci alea cu borcanele. Lasă-mă, că dacă nu ajungi zacusca, mie mi se sparg toate borcanele în cap, că de ce nu avem mai multe borcane de zacuscă? Stai. Da, mamă. Ce-a întâmplat? Aoleu, nu, chiar acum vorbeam, nu mai faci tu. Bine, hai că-i spun. Mă, fii atentă, mi-o sunat mama. O să ne trimite și 100 de borcane. Te rog, eu nu mai fă tu atât de multă, măcar, că nu ajunge, unde, ce facem cu ea? Deci are 100 de borcane înaintea mea. Păi trebuie să mă apuc să mai fac și mai multe, pentru că ca să, după aia să nu scoată mie ochii că de ce nu sunt gospodin și că de ce nu fac chestii și zacuscă. Hai te rog frumos să te duci să-mi iei un tir de ardei, hai și nu comenta. Ce să fac, mă? Dă-i mai drumul și ia-mi un tir de ardei. Auzi? Și ia-mi și un tir de ciuperci dacă tot mergi. Uf, doamne. Cum, doamne, iartă-mă, tot timpul aș stau în urmă cu borcanele astea.